Bună seara! Femeile însărcinate se pot vaccina împotriva COVID-19. Este o opțiune tot mai des analizată în cabinetele medicale, după ce experții internaționali au constatat că viitoarele mame sunt în categoria celor care riscă să facă forme severe de boală, mai ales dacă au comorbidități. Nu există date care să arate că vaccinurile anti-COVID sunt contraindicate la gravide, spun experții din SUA. Acolo, foarte multe angajate însărcinate din sistemul de sănătate s-au vaccinat deja, fără probleme. Să vedem acum și alte titluri ale ediției. România are centre de vaccinare, are și peste 340.000 de oameni dorni să se imunizeze cât mai repede, dar nu și suficiente doze de vaccin. Și nici distribuirea acestora pentru etapa a doua a campaniei nu s-a făcut tocmai eficient. În timp ce în unele județe nu se mai pot face programări, în altele au rămas câteva mii de locuri libere, iar acum autoritățile iau în calcul să mute în alte zone centrele de vaccinare care nu au activitate. Temător sau plin de speranță, tot mai mulți români aleg să se imunizeze împotriva virusului SARS-CoV-2, dar ținta autorităților de a vaccina 70% din populație este încă departe. Deși sunt printre cei mai expuși și bolii, prea puțin vârstnici s-au înscris până acum pe liste. Excepție face un clujean centenar. A devenit astfel decanul de vârstă al românilor vaccinați anti-COVID. În cât timp după administrarea vaccinului obținem imunitatea și cât timp durează, ne răspunde medicul Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Incendiu de proporții lângă orașul Buzău, sute de tone de deșeuri industriale au ars și o hală industrială s-a făcut scrum. Nimeni nu a fost rănit, însă fumul gros a acoperit tot orașul și putea fi văzut de la 10 de kilometri depărtare. ISU a emis un mesaj ro alert pentru locuitori. Crimă în plină stradă în capitală în această după-amiază. Asasinatul este urmarea unui conflict din urmă cu câteva. Aglomerație la taxe și impozite în Botoșani, sute de oameni s-au înghesuit să-și plătească dările, deși este pandemie. Grăbi să ajungă cât mai repede la ghișee, oamenii au uitat că trebuie să păstreze distanța. Ca să-i convingă să respecte măsurile de protecție, funcționarii au chemat în ajutor polițiștii și jandarmii. America se pregătește de instalarea la Casa Alba noului președinte în condiții de securitate fără precedent pentru o astfel de ceremonie urmărită de obicei de la fața locului de mii de oameni. Mâine Joe Biden va depune jurământul în fața unui public mult redus numeric. Centrul capitalei Washington este complet blocat, iar circulația restricționată. Un reportaj de Ramona Avramescu și Sorin Eșan. În mai puțin de 24 de ore la Casa Albă și începe mandatul cel de-al 46-lea președinte. Capitala americană este baricadată, viața publică va fi paralizată mâine acolo, așa că instalarea noii administrații se va face fără fast, doar cu multă precauție. Marile canale de televiziune vor transmite în direct ceremonia. Joe Biden ajunge la Washington în această seară. Ludovic Orban le răspunde hotărât contestatarilor că va rămâne președintele PNL până la Congres. Liberalii cu vechime și influență în partid planează pentru moment conflictul intern, după ce prim vicepreședintele și secretarul general i-au cerut public lui Ludovic Orban să demisioneze din funcția de președinte. Și asta pentru că ar fi condus discreționar partidul și a negociat cu partenerii din coaliția de guvernare în pierdere pentru PNL. Pe străzi la minus 15 grade, înghețați de frig, înfometați, bolnavi. Așa trăiesc sute de oameni sub cerul liber. Polițiștii și asistenții sociali caută ca să-i ducă în adăposturi speciale amenajate, iar bolnavii sunt trimiși în spitale pentru îngrijire. Sunt însă și unii care refuză ajutorul oferit și preferă să trăiască prin canale. Românii care au credite în lei vor plăti rate mai mici la bănci. Indicele ROBOR, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea împrumuturilor în moneda națională, a scăzut din nou și a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 3 ani. Economiștii pun scăderea pe seama deciziei Băncii Naționale de a reduce dobânda de referință la un minim istoric. Misiune de salvare cu totul neobișnuită în județul Alba. Pompierii au reușit. Încă o informare de ninsor, vânt și polei în toată țara până mâine la prânz. În unele zone se va depune strat nou de zăpadă, iar vremea rămâne rece, chiar geroasă. Detalii imediat. Atât pentru astăzi, după vremea ta urmează Câștigă România. Noi ne revedem vineri, sunt Teodora Antonescu, vă doresc o seară cu liniște în suflet. Aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi. Numai bine!